Dacă tipul ăsta ajunge președinte sau obține majoritatea în Parlament și face ce scrie în acea poză, că o să taie dobânzile, România va intra în faliment. Eu nu țin cu băncile, să nu mă înțelegeți greșit, nici cu cei de la actuala guvernare. Nu țin cu ei. Am o serie întreagă pe TikTok aici despre cum băncile profită de noi. Dar dacă așa ceva se întâmplă, economia se va prăbuși. Băncile nu o să mai dea credite, că dacă nu există dobânzi, de ce să dea credite? Cel mai frumos ar fi să spună, domnule, reducem într-un fel dobânzile, dar nu le tăiem. Băncile n-ar mai da credite dacă n-ar avea dobânzi, dacă n-ar câștiga din dobânzi, pentru că ei de acolo câștigă banii, da? Să plătească birourile, chiria la birourile unde sunt, să-și plătească angajații, să plătească uneori când plătesc taxe la stat, să-și ia bonusurile alea mari care și le iau. În fine, hai să uităm de toate astea, dar să ne gândim la credite imobiliare, de dezvoltări pentru să-și dezvolte afacerile și toate astea care se învârt într-o economie. Dacă tai dobânzile, să zici dintr-o dată, vine cineva la guvernare și le taie la zero, în clipa aia se va întâmpla dezastru. Eu v-am zis, nu țin cu băncile, am serii întregi, videoclipuri întregi pe TikTok despre bănci. Sunt împotriva băncilor la ceea ce fac și cum profită de noi. Dar, nene, asta nu e o măsură bună. Da? Să le reduci e un lucru. Să le tai la zero sau ceva de genul e un dezastru.